Mergem mai departe. Acum, ministrul Justiției anunță măsuri după clasarea dosarului 10 august. Stelian Ion spune că va cere inspecției judiciare să o verifice pe fosta șefă DICOT, Georgiana Hosu, cea care a cerut redeschiderea anchetei, însă a fost refuzată de tribunal. În motivarea deciziei care a stârnit controverse, judecătorul a explicat că cererea de anul trecut a fostei șefe DICOT a invocat numai motive procedurale nesusținute de dosar și nici nu a ținut cont de argumentele victimelor. Iată ce a spus ministrul într-un interviu pentru G4 Media despre ce crede că dosarul 10 au despre de ce crede că dosarul 10 august nu a ajuns totuși la final. Este clar că în urma cercetărilor care vor continua cu privire la persoanele care au spus, care au interacționat direct cu protestatarii, se pot fi probe noi din care să rezulte alte aspecte și probele noi, împrejurările noi pot conduce și ele la redeschiderea dosarului cu privire la persoanele din conducerea jandarmeriei. O altă chestiune, plângerile, nu toate, au vizat jandarmii, au vizat și politicieni, spre exemplu. Cu privire la aceștia, nu s-a dat nicio soluție de niciun fel. Iarăși este o chestiune care nu este închisă. Important este să se respecte procedura foarte, foarte clar. Ideal ar fi fost și în procesele cu multe părți, și în civil și în penal, e bine să existe reprezentanți unici, să spun așa, care reprezintă toate părțile, pentru că altfel e foarte greu să comunici către multe părți toate actele procedurale. E îngreunată activitatea organului judiciar. Dacă există probe noi, dacă se dovedește o altă situație, dacă se dovedește că nu existau împrejurările care să conducă la soluția de clasare la acel moment, și din punct de vedere procedural, unii juriști spun cu tărie că lucrurile nu se încheie aici și că poate fi răsturnată această soluție de clasare. Ce urmărește mai exact verificarea cerută de ministrul Justiției, ne explică jurnalistul Digi24, Andreea Georgescu, în direct acum cu noi. Andreea, te rog. Cu privire la verificarea în privința fostului procuror șef al DICOT, magistratul Georgiana Hosu, Stelian Ion urmează să formuleze această sesizare către inspecția judiciară pentru ca inspectorii să verifice dacă fostul magistrat cu funcție de conducere a respectat sau nu statutul magistratului. Asta după ce Tribunalul București a scris în motivarea deciziei de menținere a clasării în cazul 10 august că motivele invocate în solicitarea fostului șef al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate nu au ținut cont de plângerile făcute de părțile din acest dosar, au fost strict procedurale și nu s-au bazat pe informații din dosar, deși era obligația Georgianei Hosu, în calitate de procuror ierarhic superior, să evalueze probele strânse de fostul său subaltern atunci când a decis să claseze investigația. Un alt control despre care ministrul Justiției a mai vorbit în urmă cu o săptămână într-o conferință de presă se referă la modul în care sunt trimise investigațiile de la un parchet la altul, așa numitele declinări între structurile Ministerului Public, între parchete cu diverse competențe, exact cum s-a întâmplat în acest dosar. Inițial, ancheta a fost la parchetul general prin secția militară, iar după aproximativ un an de investigații și după ce foștii șefi ai jandarmeriei române au fost puși sub acuzare pentru abuz în serviciu și instigare la purtare abuzivă, cazul a fost declinat la DICOT, unde, într-un final, în vara anului trecut, a fost clasat.